Ciupage bogat colorate, brâuri, fote, opin și chiar broboade au fost expuse la Muzeul de Artă în cadrul expoziției Piese de port popular din Lada de Zestre, organizată de instituție și Sindicatul Pensionarilor. Ca să păstrăm tradiția noastră populară, în continuare să nu ne dezlipim de ea, să nu cumva să avem alte... Deci să ținem și să le păstrăm, că sunt obiecte de peste 100 de ani. Muzeul nostru promovează ideea de conservare a patrimoniului cultural, sigur nu numai în cadrul instituției, ci și în județul Mehai Dinți. Este demersul nostru pe care l-am început în urmă cu câțiva ani de a promova colecțiile particulare. Piesele expuse au atras atenția tuturor vizitatorilor. Printre cele mai admirate s-a numărat o fotă provenind din zona Burila Mare. Aceasta este realizată într-o nuanță neobișnuită pentru costumele populare, în maro. Am adus o fotă din zona de câmpie a județului, o fotă mai veche lucrată de bunica mea, fetica Ana, care a fost țesut fondul într-un război țărănesc și pe acest fond s-a lucrat cu mătase vegetală. Am o broboadă de la mama mea din, cred că este de 57 anul. De când o purta mama mea. Piesele de costum populare expuse sunt reprezentative pentru mai multe zone din județ, precum bobaița de vesel sau șiroca, și fac parte din colecții particulare.